Aur pentru țara noastră la geografie. Lotul olimpic de geografie a revenit acasă cu două medalii de aur și una de argint, obținute la 14-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Geografie desfășurată la Belgrad, capitala Serbiei, în perioada 2-8 august. La ediția din acest an a Olimpiadei au participat 160 de elevi din 45 de țări. Cei doi elevi români medaliați cu aur sunt Maria Sabina Kalisevici, proaspătă absolventă a Colegiului Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc, și Victor Vescu, elev în clasa a 11-a la Complexul Educațional Laudăreut din capitală. Sabina are 19 ani, îi place să escaladeze munții și vrea să urmeze studiile într-o academie militară. Sabina a fost medaliată cu aur și la ediția de anul trecut a Olimpiadei Internaționale de Geografie, organizată la Beijing, în China. Spune însă că actuala competiție a fost mai dificilă și aproape a epuizat-o. O competiție de amploare asta presupune emoții, n-ai cum să nu ai, dar consider că au fost constructive. Despre pregătire, cred că a fost mai importantă pregătirea de-a lungul timpului în cei 4 ani de liceu. Omar Hamod, elev în clasa a 11-a la Colegiul Național Mihai Viteazu din București, medaliat cu argint în cadrul Olimpiadei, spune că în spatele succesului stau pasiunea pentru geografie și munca susținută. E foarte mult de muncit. Foarte, foarte mult. Atât individual, cât și cu ajutorul profesorilor. Nu se ajunge aici prin noroc, prin talent, ci prin muncă, multă muncă. Pe aeroport, membrii lotului olimpic au fost întâmpinați de familii cu flori și cadouri. Sunt foarte mândră de el. Cu siguranță va mai câștiga. Îmi doresc foarte multe pentru el. Nu știu ce e mai bine. Să facă ce e mai bine pentru el. I-a așteptat cu emoții și Roxana Diaconu, profesor de geografie și totodată unul dintre cadrele didactice care a pregătit lotul olimpic. Unul dintre medaliații de la Belgrad a fost îndrumat chiar de ea. Roxana Diaconu a pregătit-o însă și pe medaliata cu aur de la Balcaniada de geografie de anul acesta. Cred că m-am lăsat cuprinsă de jocul acesta, de geografia, cu niște ani în urmă și mi-au plăcut rezultatele, le-au plăcut și copiilor și atunci, ca într-un joc în care respecti regulile, toată lumea e și mulțumită. La Belgrad, concurenții au susținut 3 probe pe durata a 4 zile, un test scris, un test multimedia și o probă practică, toate în limba engleză. Echipa României a fost însoțită de profesorii coordonatori Mihaela Cornelia Fiscutean și Dorin Fiscutean. Grație acestor performanțe, România a ieșit pe locul întâi în ceea ce privește numărul de medalii obținute în cadrul ediției din acest an a Olimpiadei Internaționale de Geografie. Totodată, țara noastră a obținut locul 2 la punctajul total în clasamentul pe națiuni.